Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Scorpionii pot deveni foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în jur. Ți se pare că sunt prea multe întrebări împovărătoare și fără răspuns. Nici măcar nu vei observa cum toate problemele vor fi rezolvate de la sine în martie. Învață să te adaptezi oricăror circumstanțe și fii mai flexibilă. Mulți scorpioni așteaptă rezolvarea problemelor interne. Dragoste. În sfera dragostei, totul este destul de bine, dacă excludem suspiciunea excesivă și gelozia. Poate exista o neînțelegere din cauza cheltuielilor financiare. Rezolvă această problemă cu calm. Scandalurile din senin sunt inutile. Copiii vor avea nevoie de mai multă atenție decât de obicei. Vei avea grijă de creșterea lor, le vei oferi sprijin. Scorpionii liberi riscă să se îndrăgostească pe neașteptate. Sentimentele vor fi atât de puternice încât vor umbri pe toată lumea și tot ceea ce se întâmplă în jur. Vezi ca sexul opus să nu profită de credulitatea și deschiderea ta. Este probabil ca la început sentimentele să fie neîmpărtășite. Sfârșitul lunii martie este perfect pentru călătorii lungi cu familia și prietenii. Poți să mergi în alt oraș sau chiar într-o țară și să te distrezi. Dacă plănuiai o petrecere, atunci poți fi sigură că te vei desfășura cu succes. Sănătatea. În martie, scorpionii vor avea nevoie de multă putere și energie. Vei avea nevoie de aer proaspăt și de somn bun. Fă o plimbare în orice timp liber, vei observa în curând ce impact uriaș are aceste lucruri asupra somnului. Nu uita să te alimentezi cu vitamine. Dacă dieta ta nu este echilibrată, atunci ai nevoie pur și simplu de medicamente care conțin oligoelemente. Acordă o atenție deosebită aportului de acizi grași omega. Dacă intenționezi să-ți schimbi apariția, atunci fă-o de la 1 martie până pe 10 martie. Orice proceduri de îngrijire, operații, lifting sau tratament stomatologic vor avea succes. Ia în serios alegerea produselor cosmetice. În luna martie, ești predispusă la probleme ale pielii, așa că nu economisi la produse de îngrijire și asigură-te că folosești inclusiv protecția solară. Este probabil un focar de alergie, fii atentă la alimentele noi din dieta ta. Banii. Scorpionii sunt în flăcări cu idei și visează să le aducă la viață mai devreme, dar ceva va interfera intruziv. Trebuie să alegi tactici de comportament cu concurenții. Unii indivizi vor dori să te păcălească pentru a-ți câștiga încrederea. Nu dezvălui toate cărțile nici măcar unor persoane aparent apropiate. În martie, poți să-ți asumi riscuri, ești destul de norocoasă. Situația financiară a scorpionilor necesită totuși o corecție. Ai prea multe cheltuieli nerezonabile. Fă o analiză a veniturilor și cheltuielilor, gândește-te la ce ai nevoie cu adevărat și la ce poți aștepta. La sfârșitul lunii martie, salvează-ți portofelul, lângă tine va apărea un om rău care vrea să te înșele. Scorpionii șomeri își vor căuta degeaba de lucru. Acum nu este cel mai bun moment pentru întâlniri importante. Cel mai probabil vei fi neînțeleasă sau neapreciată. Folosește-ți bine timpul și învață. Vei avea ocazia să urmezi niște cursuri sau să studiezi online. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!